45 de ani. În acte. 54 de kilograme? Aș vrea. Un copil? Am. Poate mai vreau. Divorț. Înmormântare. Depresie. Motive să-mi las aripile? Nu. Aripile mele sunt în siguranță, chiar dacă unii m-ar înghiți într-o lingură de apă. Cineva care să mă ajute să deschid fermoarul rochiei serile? Este. Regrete? Poate doar timpul. Îmi plac oamenii. Vin la mine ca la preot. Pentru că știu să întreb, știu să ascult, îi fac să se deschidă, să plângă și râdem uneori, până la lacrimi. 13 confesiuni, 13 caractere, 13 lupte. O emisiune de interviuri. Salut, Gresen! Stai moldovanul nostru, e CFO. Noi avem aici câțiva moldoveni. Scoală-mă-i când vine șeful la tine. Da, da. Tu ai uitat regulile. Câte un pierdut pe aici. Aici e secția de contabilitate. Dimineața. Voi sunteți de-a noștri sau nu de-a noștri? De-a noștri. Nici vă cunosc la față de-am. Mai ai bani în cont? Asta e creierul, partea de IT. O să vedeți zona de logistică acolo muncesc fizic oamenii, dar ăștia nu are importanță. Ei pot stea pe plajă acum și să lucreze și cred că unii așa și fac recomandările. Ce să pui, mască, distanță, cum să stai, cum să... E greu. Da. Și pentru mine a fost greu. Era o dimineață de miercuri și mi-a dat întâlnire într-o cafenea simplă din Dorobanți. Evident, am întârziat. Dar domnul Sturza m-a așteptat calm și cu minte. Simplu ca un om care de mult nu mai este prim-ministru, m-a invitat apoi la sediul celei mai mari afaceri online din România. Ion Sturza nu a acceptat din prima acest interviu. Mi-a spus și de ce nu. Tu ești o jurnalistă glamour, eu nu am treabă cu glamourul, nu vreau să impresionez pe nimeni și nici să fac pe cineva să mă placă mai mult. Da. I-am jurat într-un mail exact ca la biserică că m-am dezis de satana și atunci a zis să încercăm. Biroul domnului Sturza. Îmi plac culorile. Aici putem să ne scoatem... Așa. Ce avem aici peste geam? Acum totul s-a transformat în fabrici de creier. Ion Sturza, 60 de ani, nu-i observă. Născut la 9 mai 1960, satul Pârjolteni, Călăraș. De 20 de ani locuiește în București. Forbes estimează averea la circa 90 milioane de euro. Afacerea Rompetrol și parteneriatul cu miliardarul Dinu Patriciu i-au adus în top 300 cei mai bogați români, dar afirmă că nu știe câți bani are. Sunt investiții în afaceri. Este cel mai bogat basarabean din România. Este al patrulea prim-ministru al Republicii Moldova. Mandatul său a durat exact 9 luni. Consideră politica un accident. În ciuda afacerilor de zeci de milioane, se poartă ca un moldovean fără orgolii. Nu are secretară. Singur își rezervă biletele la avion. Muzica de pe Spotify și-o descarcă cu plăcere. Din 3500 localuri ale Bucureștiului, alege să-și bea cafeaua de dimineață la o cafenea modestă din Dorobanți. Viața după guvernul Sturza există. Unde este mai iubit Ion Sturza? Aici sau acasă la noi? Nici aici, nici acolo. Dar cineva trebuie să mă iubească pe mine, în afară de membrii familiei. Nu, eu niciodată nu mi-am pus problema asta unde și nu m-am alergat după dragostea cuiva. Deci nu vă pasă? Nu că nu-mi pasă, ar fi prea mult spus că nu-mi pasă opinia publică, ce gândește din sau ce spune despre mine, dar am învățat să nu reacționez. Asta e. E greu să ajungi până aici? Aici eu sunt mai anonim. Nu se asociază cu mine, nu știu, trecutul mai puțin glorios a anilor 90 legate de guvernare, care a fost una grea. Propozițiile astea au fost contactate din un grup de istoricieni basarabeni care documentează și mă întreabă
Și când m-am uitat la ce materialele lor, ciurnele lor despre perioada noastră de guvernare, zic, bă, dar asta eu am făcut, eu am fost atunci. Dar imposibil. Era vreo greșeală? Este inuman. Nu, i-au documentat-o cu date, okay, cifre și așa mai departe. Adică eu nu, e clar că la Chișinău nu poți fi. Eu am spus că să te iubească cineva trebuie să fii sărac, prost și urât. Oamenii de succes pot să fie urmați, pot să fie venerați, dar nu sunt iubiți, hai să fim sinceri. Acasă, totuși, unde este pentru familia Sturza? Prăjulteni. Satul Prăjulteni, Raionul Călăraș. Păi acolo este acasă. Nu, eu asta am spus-o nu odată și public pentru mine, casa e Republica Moldova. Acolo e patria mea. Nu, asta e o patrie, București, România, e o patrie într-o formă adoptivă, care m-a adoptat, da? Și care eu sunt recunoscător, plătesc impozite, nici nu vă închipuiți cât de mari, care dacă aș fi în Republica Moldova și le-aș plăti, ar fi mai bine pentru buget țării. Dar Republica Moldova. Da. Frumos. Despre primul milion se vorbește sau nu? Păi eu nu țin minte, vă știți? Iarăși, unii consideră că orice om care are niște active e obsedat în fiecare dimineață, stă cu carnețelul și numără. Dacă tu ai listate activele tale la o bursă, poți să te uiți cât piața îți dă. Dacă nu, habar n-ai. Adică nu e obsesie din asta. Nici nu trebuie să-ți faci o obsesie. Asta e locul meu de muncă. Asta? Da. De ce? Păi eu stau aici, citesc și mă uit la... Să nu vadă lumea că sunteți la muncă. Nu, oricum nimeni nu mă deranjează, nici eu nu deranjez pe nimeni. Avem niște reguli destul de clare de interacțiune cu angajații. Deci nu aveți un birou din ăsta de șef, cu două secretare, cu... Nu, eu n-am secretară. N-aveți Doamna asistent? E la noi, nici nu e asistentă, ea are alte funcții. Eu îmi fac singur tot ce trebuie și de mine. Rezervez hoteluri, bilete, deci... Asta unicul lux care îl am eu de șef, asta am șofer personal. Pentru că vă permiteți să mai munciți, mai vorbiți la telefon, probabil... Sigur, oraș mare e foarte complicat să cu parcările, cu asta, dar asta e unicul lux de șef care mi-l am moștenit. E un lux, e o necesitate, probabil, într-adevăr, timpul fiind... Da, când a fost pandemia, am mers singură, dar adevărul că în oraș, ați văzut, nu prea este trafic. Fă la dreapta mai bine. București s-a schimbat foarte mult. Eu de aproape 15 ani deja la București. A fost perioade foarte complicate când câini pe străzi, nu era atâta spații verzi. S-a schimbat foarte mult. S-a investit mult în infrastructură, în drumuri, în parcuri. A devenit un oraș plăcut. Cel puțin în zona din nord, zona lacurilor, e plăcut. Ai la dispoziție practic tot ce aștepți de la un oraș mare, modern. În 15 ani ați reușit să vă simțiți mai român decât înainte? Păi da, nu, de oricum te domesticești, știi, chiar și dacă nu vrei, te adaptezi la condițiile, la oameni locali, la reguli. E un oraș care are mult similar cu capitalele mari, cu orașele mari, cu Moscova, Kiev, alte orașe, ca și Moscova, nu crede în lacrimii tăi. E dur, se joacă dur. Chiar erau zone când ne plimbam zilele astea în care dacă închizi ochii și deschizi brusc, nu-ți dai seama unde ești, Roma sau Milano, poate fi adică asociat cu orice capitală istorică. Adevărul că în partea centrală au rămas multe clădiri istorice care ușor se refac, se readuc la chipul istoric și care arată destul de decent. Cred că problema Bucureștiului este că totuși nu are un centru bine definitivat. Uh-huh. Nimeni nu poate să spună ce e asta, Piața Victoriei, Piața Universității sau care e centru, ca așa cum ne închipuim noi că undeva e... Centrul administrativ ar fi clădirea Guvernului, Piața Victoriei, centrul istoric e Piața Universității. Deci aici e problema, că nu este un centru. Cândva, în secolul trecut, cred că ați făcut afaceri cu Oleg Voronin, mai comunicați, mai... Da, mai sună din când în când, dar eu cred că el acum trece o perioadă foarte, foarte grea. Legat de sănătate sau de afaceri? Legat de sănătate, de afaceri, de
felul de a fi, tranziția de la ficior de președinte la ficior de ex-președinte a fost foarte complicat. Dar din când în când mai sună când are și el entuziasmul necesar să-mi spună cât de tare mă iubește. Vindeți secretele dumneavoastră de business? Nu am niciun secret. Care e secretul de business? În afară de muncă și noroc. Muncă, noroc și, nu știu, să mai simți momentul? Asta e o iluzie, știți? Sau eu așa, eu când spun că, uite, el a fost... Da, dacă te uiți retrospectiv ce am făcut eu în afaceri sau... Există și intuiție, există și un pic de noroc, există și un pic de analiză și așa, e un mix, dar nu credeți că cineva... Majoritatea afacerilor mari sau descoperirilor mari, totuși o plesneală. Adică nu e chiar atât de genii. De exemplu, țin minte că Renato Usati, nu știu cât de mult trebuie să luăm în serios ce spune el, zicea că Plahotniuc avea doi astrologi pe care îi consulta când trebuie să facă mișcări de genul ăsta. Nu, cred că asta e Renato, 9 din 10 cuvinte care le pronunță el sunt fanteziile lui. Câteodată nimerește. dar multe sunt fantezii. Nu astrologie în chestii, eu sunt foarte sceptic în general la, și inclusiv și la teoria economică și așa, la algoritmi, la... vă spun că și norocul e foarte important, adică, dar perseverența, munca, luciditatea, rațiunea, capacitatea de a-ți lua riscurile... 2018, Forbes i-a acordat lui domnul Sturza. Ce e cu premiul ăsta de la Forbes? Este doar pentru nominalizarea în Forbes? Nu. Au fost 100 de oameni din business-ul, așa, din toate timpurile și unul din ei sunt și eu. A, mare treabă. Haideți, nu știu, să ne povestiți despre ceea ce nu știe lumea despre Ion Sturza. De exemplu, eu nu știam că ați păstrat afaceri în Republica Moldova. Credeam că Ion Sturza este Friburg Capital și Elefant.ro, care, iată, v-a dus, mi-ați arătat la birou și diploma aia de la Forbes. Așa, un pic de vanitate. Nu, eu întotdeauna am avut afaceri în Republica Moldova și am avut, așa să spunem așa, expunere. Maximal, cred că la un moment dat, vreo 20 de milioane de euro. Investiții financiare, industriale, în agricultură. O parte din ele au rămas, o parte le-am vândut sau le-am redus expunerea financiară în mod special, împrumuturile către bănci, către trezoreria statului. Au rămas fabricile care au un pact social, adică care angajează sute de oameni și care sunt în zonele defavorizate, în sate sau în orașul Călăraș, și care au avut, apropo, în această perioadă complicată, au avut un impact mare, nu știu, au cusut echipamente de protecție sau au livrat țevi pentru agricultură, pentru irigație. Deci eu am afaceri și în Republica Moldova. Pentru Republica Moldova sunt destul de decente, dar vorbim de câteva milioane de euro, nu putem să le comparăm cu cele române. Mi-a plăcut cum ați spus că aici câteva milioane de, să ai câteva milioane, ești așa un... Cum spun românii, sărăntoc. Un sărăntoc, dar în Moldova... Bun, trebuie să... Eu stimez orice om care face afaceri pentru că îmi dau seama ce înseamnă. Și am început astăzi întâlnirea noastră de la cafeneaua de la Colț, unde e o familie, tata, mama și doi copii care îl muncesc de zi și noapte ca să vândă cafea de calitate oamenilor. Asta e un exemplu. N-are importanță cât zerouri ai tu în cont. Adevărul că România este infinit mai mare ca piață, ca maturitate economică, și oportunitățile aici sunt cu mult mai mari, dar în același timp piața e foarte competitivă. E cu mult mai competitivă decât în Republica Moldova. Citisem undeva că unul din principiile dumneavoastră este să creați afaceri și într-un moment cel mai oportun să le vindeți. Da, eu cred că am făcut așa numitele exite sau am vândut afaceri multe, cred că de ordine, nu, zecilor, mai mici, mai mari. Cum spun eu nu mă căsătoresc cu afacerile, afacerile sunt doar afaceri, ele sunt pentru a fi vândute, nu li faci, mă rog, că...
Unii, nu, unii sunt care să, mă rog, le fac pentru generațiile viitoare, pentru nu știu ce acolo, dar fiecare are o limită. Când ajunge la o anumită limită, el devine frâna afacerii. Trebuie să o dai cuiva care are capacitatea să o dezvolte. Clujul, da? E o afacere mare pentru Cluj, unul dintre cele mai mari tranzacții imobiliare anul trecut în România. Dar ca să te duci mai departe, deja trebuie investiții de ordinul sutilor de milioane. Asta nu e profilul meu. Plus nu sunt eu investitor în real estate sau în imobiliare, nu. Asta nu e profilul meu. Când ați înțeles că Bucureștiul începe să vă fie foarte drag? Imediat? Încă n-am înțeles. Nu, orașul ăsta nu poate să... El nu e univoc, nu are un... Plin de contradicții, da? Na, nu are o amprentă așa în care să te îndrăgostești. Ce să te îndrăgostești? Care e o zonă care... nu are centru istoric, l-ați văzut, e destul de... spunem așa, încă în dezvoltare. Uh-huh. E un oraș mare care e cu o dinamică, cu asta. Nu-i, până la urmă nu-i Viena, nu-i... Bine, nici Chișinău. Deci Viena vi se pare că are o imagine foarte clară. Are, Chișinău la fel? Are o imagine integră, adică uh-huh. ai da, ceva... Da, ce mai poți să schimbi? Ce știe de asta, dar Bucureștiul e un puzzle. Se caută pe sine. E un puzzle. Da, dar acum... Chișinău, v-ați spus că nici nu e Chișinău. Chișinău, adică e mai, pentru nu, dumneavoastră, cumva e mai clar. E un sat mai mare, unde toți cunosc unii pe alții, cu... Mi-am place Chișinău. Chișinău la pas, pentru că are un brog. Asta eu sunt extrem de subiectiv, pentru că acolo m-am format. Dar uh-huh. e un oraș interesant. Dar când reveniți acasă, nu simțiți cumva că... Parcă ați venit într-o zonă îngustă, în care parcă nu se întâmplă nimic, sau se întâmplă niște eu jocuri nu, mici nu, care nu, vor nu, să se văzute mari. Nu interacționez mult cu... Uh-huh. cu localnici, mai ales în ultimul timp, adică da. Și acolo este un microcosmos și oamenii și acolo fac afaceri, cultură, sport, adică nu... Adevărul că în sat e mai ușor să devii fruntaș decât... Într-un oraș mare. Deci acolo toți sunt fruntași. Relația cu Dinu Patriciu cum a fost pe parcursul anilor? Cum v-ați despărțit din... unul plecând într-o lume, unul rămânând în... Știți, Tinu Patriciu este nu doar o persoană fizică, este un fenomen care merită studiat. Eu l-am cunoscut, vă dați seama, foarte aproape. Cred că mai bine decât l-au cunoscut membrii familiei. Noi câțiva ani am fost zilnic în touch, am călătorit mult și am condus o afacere mare asta. Mulți gândesc că eu am stat undeva și am băut ceai cu kazahii și cu asta. Eu am condus compania efectiv ultimii 2 ani, integrarea și așa mai pare. De la București. Am fost operațional, adică aveam grijă în timp când el cheltuia banii. El a făcut mai multe tentative să mă implice în afacerile lui, chiar să-mi devină partener în afacerile mele în Moldova, până la un moment când a spus, bă, ultima dată îți propun. Și atunci eu zic, bă, hai să încerc, că era după 2001 că m-am lăsat de politică. Activități politice și așa mai departe și hai să încercăm. Părea interesant. El mi-a vândut o poveste care, de fapt, nici nu era o realitate. Deci, de exemplu, cum arăta povestea? Povestea că rafineria, că noi, că facem, că dregem, că ne extindem în toată lumea chestii, dar în principiu el era la început abia. Până la urmă, eu am crezut în povestea asta ca să realizez în timp că, de fapt, trebuie să o montăm. încă nu este o realitate. Și doar un singur element. Noi am cumpărat una dintre cele mai mari companii private de distribuție de petrol din Franța. Aveam 5 sau 6% din piața franceză de carburant. Și ne-am dus să ne întâlnim cu echipa franceză. Aceia aroganți de sudul Franței, au început, români, Roma, nu, rom petrol, țigani, foarte dur. Petrol, Dinu zice, băi, voi ce înțelegeți în petrol? Aveți o singură sondă și aceea e Tour Eiffel. Deci e un fenomen, un om de o cultură excepțională, dar știți, oamenii mari, pe alocuri chiar geniale, au și foarte multe vulnerabilități.
și multe naivități. Și cred că asta și până la urmă a fost unele din cazurile că el s-a prăpădit fizic. N-a avut grijă de sănătate, n-a vrut de alte. A început să creadă că chiar udici să atinge el. Se transformă în aur. Da, dar asta e ce să-i faci. Dar a fost el, era un artist, adică m-a invitat la o vilă somptuoasă, care a închiriat-o la mare cu soția, am băut 3 zile coniac, și la urmă, hai, ok. Ați regretat vreodată? N-am regretat, pentru că asta a fost în primul rând o șansă de a intra într-o industrie nouă, mare, la nivel mondial, și a doilea a fost o șansă de a veni în România. Prieteni la Chișinău, prieteni la București, unde sunt mai mulți? Da, sigur că s-au făcut un ciclu, cerc de prieteni, care putem să-i considerăm prieteni, cei care dai drumul în casă. Asta e primul criteriu. Casa dumneavoastră este ca un salon pentru oameni foarte apropiați, familie? Doar oamenii din cercul intim. Așa. Vedem, noi, majoritatea prietenilor meu au mici colecții de artă și facem schimb de... De experiență, de... chiar și tablou. Studiați istoriile tablourilor, a pictorilor? Sigur. Am o colecție mare de literatură pe tema asta și... Domnul Sturza povestește despre artă ca un mare cunoscător. Cunoscător, da. Aici e o icoană de un Carlo Dolce la 1620. Foarte multe chipuri, atunci nu spicta altceva decât chipuri angelice, legate de biserică sau de credința creștină. Dar asta a fost una dintre primele mele achiziții oportuniste 100% în criza din 2008, când oamenii vindeau din casă. Am acceptat să fiu în câteva fundații culturale, de exemplu, prietenii muzeului din artă, care este un cerc, sau cam de vârsta noastră, de aceeași interese. Și ne simțim destul de confortabil cu ei. Sunt și mulți și basarabieni printre prietenii noștri la București. E o selecție naturală. Facem seratele muzicale cu prietenii noștri, cu invitații noștri. Aici a fost la el, a cântat și Eugen Doga, și Valentina Nafornița. Și frumos. Avem un prieten care i-am finanțat studiile la Royal School of Music, extrem de talentat pianist, Sergiu Tuhuțiu. S-a cântat și hore. Da, știu și pe Sergiu, cred că am făcut cândva un interviu. Da, adică e un lucru frumos. Noi l-am practicat, apropo, și la Chișinău. Am început să facem seratele astea muzicale. Avem și un instrument destul de bun la Chișinău. Dar aici, la București, e primit ca să faci cu prietenii. Cel puțin de Crăciun, noi facem 2-3 serate. Pentru diferite cercuri? Da, pentru angajați, pentru prieteni, pentru rude. Că nu poți să-i aduci pe toți. Da. Concomitent. Și atunci noi facem aici. Sună bine, o acustică bună aici la noi. Dacă vă vine Eugen Doga sau Valentina Nafornița, o și găzduiți pe o noapte? Puteți să-i găzduiți în casa dumneavoastră? Sau? Bineînțeles că noi putem să-i găzduim. Avem și avem un dormitor buniilor, care buniei nu sunt cu noi. Așa. Dar ei preferă să stea la hotel. Sau. Deci, dar avem. Noi suntem de stil vechi, adică avem tot în casă, camera copiilor, buniilor și așa mai departe. Citisem biografia sau despre filmul vieții lui Berlusconi, scris de un jurnalist american. Și știu că Berlusconi, când își crea o afacere, gen televiziuni, da, el a creat televiziunea comercială în Italia, își întreba copiii exact ce le place la televizor, ce vor să vadă, ce fel de emisiuni, sunt bune, nu sunt bune. Aveți același gen de dialog cu, adică testa totul în familie? Nu chiar așa, pentru că copiii mei nu au avut acces până nu de mult la decizii strategice, investiționale, că nu au avut nivelul de calificare sau pregătire. Și ar fi fost o mare încercare pentru ei să-i spun, băi, ce gândești tu, sau du-te și condu o firmă sau altceva. Nu.
au crescut gradual. Acum da, acum eu mă consult cu ambii. Noi avem un plan de succesiune și trecere treptată în ani și a activilor către un fond familiar în care ei vor fi beneficiari. Și atunci e firesc ca ei să spună părerea despre o afacere. Copiii dumneavoastră, ce face Cristina? Dan, știu că este alături de dumneavoastră. Cristina e acum aici, dar ea e șefa companiei noastre de la Londra. Așa, dar la Londra ce aveți? Avem o companie noastră de IT care vinde produsele noastre worldwide și ea e șefă. Dan este copia dumneavoastră? Nu știu, toți, eu sper că ambii sunt copia mea. Sunteți egoist, lăsați ceva și soției. Soția, Stella, este implicată în afacerile familiei? Sau nu, ea are cea mai complicată afacere, misiune, să ne fie nou suport la toți. Dar ei o parte a beneficiilor care le aduce afaceri. Când ați anunțat-o că trebuie să vă mutați aici, cum a reacționat acum 20 de ani? În primul rând eu m-am mutat, pentru că Cristina era la școală, la liceu și trebuia să termin liceu. Și am stat vreo 2 ani aici prin hoteluri la București, dar pe urmă a fost natural. Ea e de formațiune veche, ea nu comentează. Deci este soțul și... Este, nu că soțul, este familia, soțul. Noi nu trebuie, și asta a fost una dintre mesajele mele permanente copiilor, să nu disconsiderăm mamele, soțiile care fac atâta lucru pentru ca noi să fim liberi cu fanteziile noastre, profesionale. Și asta cred că e foarte important. Mai mulți basarabeni moldoveni de acasă și-au, majoritatea și-au trimis copiii la studii în Marea Britanie. Mulți au revenit acasă și nu s-a ales nimic din ei, adică nu au fost... Ori nu au avut capacități, ori nu au avut dorință. Copiii dumneavoastră sunt alături de dumneavoastră. Și sunt foarte... Și ei s-au întors acasă. S-au și-au găsit un loc. Dacă eram eu în Moldova, ei vineau acasă la mine în Moldova. Cum vă explicați că povestea asta nu o putem raporta la multe alte familii? Nu știu, fiecare cu soarta lui și cu strategia lui. Copiii au început carierele în companii internaționale mari. Și la un moment dat am primit decizia împreună cu ei, pentru că nu pot să le impuzi, că dacă eu am la mentorat zeci de alți copii și avem afaceri care sunt de anvergură și sunt destul de sofisticate, startup-uri și așa mai departe, de ce voi ați lucra pentru altcineva și n-ați lucra pentru propria familie? Ei nici astăzi nu conștientizează că lucrează pentru propria familie, ei sunt la mine angajați. Dan a început de la call center, a stat 6 luni de zile la telefoane și a răspuns la reclamațiile clienților și a trecut prin toate etapele. El abia după 7-8 ani de lucru în companie a fost promovat într-o poziție executivă. Acum ușor-ușor o să-l implic și în consiliul de directori, dar deci e meritocrație, da? Cristina îi plăcea foarte mult Londra, dar a revenit la București, s-a alăturat unei echipe de tineri, startup-ul care a dezvoltat aplicația respectivă și echipa a decis să o trimite la Londra, nu eu sau nici măcar management companiei respective, pentru că noi căutam un manager englez. Și până la urmă, echipa a spus, stai, da, Cristina, cu ce mai rea decât care i-am văzut noi engleze? Și ei au delegat-o la Londra și ea acum se chinuie. Și vă costă și mai ieftin. Nu ne costă mai ieftin. Londra e foarte scumpă și... Nu, managerul. Da, cam de 2 ori mai ieftin. Așa e. Pentru că ea săraca sta cu un salariu de București la Londra. Sunteți mândru de copiii dumneavoastră, de implicarea lor, de... Știți cum, indiferent, asta e, atunci când nu ai copii, sau când ești tânăr și încă nu ai copii, începi să-i judici pe alții, pe alți părinți, pe alți copii. Când îi ai, îți dai seama cât e de complicat. Și suntem în aceeași formă fericiți, dar fiecare nefericit în felul lui, știi?
Și nu e atât de simplu. Cei care au copii, înțeleg. Sigur că sunt mândru, pentru că ei cresc natural, profesional, se încadrează în afaceri, fac treabă, nu sunt favorizați, nu sunt corupți de către angajați și fac treabă. Ce credeți despre moldovenii care au rămas acasă? Pentru că aproape jumătate dintre ei au plecat în Italia, Spania, alții chiar își fac meserii foarte, foarte apreciate în toată lumea. Dar cei care au rămas acasă, credeți că sunt condamnați la un viitor, la o lipsă de viitor sau un viitor fără perspective? Sau totuși există o șansă să scoate Moldova din... Nu, eu nu consider că în Moldova nu există șansă sau nu există perspectivă. E o țară, se întâmplă niște lucruri și în zona economică și culturală și sportivă, există o comunitate, un ecosistem. Nu consider. Adevărul că Moldova este mică. Orizonturile care se deschid acolo sunt relativ mici. Și atunci dacă ai curajul să faci un pas, nu știu, spre România sau spre Uniunea Europeană, atunci se deschid foarte mult orizonturile. Dar depinde de fiecare om ce vrea el de la viață, ce calitatea vieții vrea. Adevărul că în Moldova calitatea vieții este mult mai inferioară. Nu vorbesc chiar nici măcar de Europa, vorbim de chiar și de România. Și atunci mulți oameni de succes, profesioniști. Eu văd mulți medici basarabieni care stăteau bine și la Chișinău, nu erau ei cei mai europeți. Îi văd aici muncind în brânci, pe brânci, știi? Și zic, păi, dar de ce voi ați venit? De ce voi ați lăsat profesia? Au venit pentru copii. Aici, în jurul meu, sunt mulți care locuiesc basarabieni pentru că au venit pentru copii, școală. Au venit pentru că medicina e alta, cel puțin în zona privată. Dar majoritatea, cu mentalitatea noastră de moldoveni, este pentru copii. Veniți aici, pentru că e școli mai bune, e perspectivă mai. Dar iarăși, noi nu trebuie să facem, să separăm cei care au rămas, că sunt eroi sau cei care au plecat, sunt eroi. Nu. Fiecare cu soarta lui și cu deciziile lui. Eu am același respect și stimă și pentru unii și pentru alții. Știți, când v-am propus să facem acest interviu și când v-a ales, ați acceptat această provocare, să zic, am zis că nu vorbim despre politică, dar acum parcă știți, parcă nu pot păi să... Păi nu vorbim, hai vă rog. Dar puțin, doar puțin, încercăm. Credeți că mai revine Vlad Plahotniuc în politică? Nu. Eu nu cred că el e Vlad Filat, în primul rând, care... Asta era următoarea întrebare. Care tare nu știu ce l-a scormonit. Credeți că Vlad Filat a greșit acum? Sigur. A greșit, dar el când n-a greșit? El mereu a greșit, dar opinia publică l-a tolerat până la un moment. Acum el e în disgrație totală. Nu poți să te ocupi de politică când ești în disgrație totală. Da, sunteți de acord că Vlad Filat a fost unul dintre cei mai iubiți la o anumită etapă politicieni de către oamenii de rând, de către moldoveni? Nu știu, oamenii se îndrăgostesc în anumite simboluri, pentru că politicienii nu înțeleg câteodată, ei confundă fenomenul care el reprezintă cu persoana lor. Așa. Eu des știu despre mine, spun, bă, fenomenul ăsta care s-a creat, care îl văd eu, Sturza acela de pe Facebook sau nu știu unde, în opinia publică, el nu sunt eu. Și de ce nu trebuie să confunzi, nu să te complaci că tu ești acela. Asta este o conjunctură. O imagine a ta, o bucată din tine. Nici nu e de ta, este o conjunctură unde s-a creat în jurul tău. Dar tu trebuie să fii realist, să înțelegi că nu ești tu acela. Și asta se referă în principiu și la Vlad Filat. Dar revenind la Plahotniuc, nu cred că el va reveni, pentru că el trebuie să-și rezolve foarte multe probleme. Știu că are prea mult orgoliu ca să nu aibă ambiția asta să revină vreodată. El să se răzbune, da, dar să revină, unde să revină? Nu. Foarte mulți din cei care au început să facă politic odată cu dumneavoastră, foarte mulți, nu știu, poate exagerez, dar mulți se ambiționează în continuare să rămână, să revină în politică, da, printr-un partid, printr-unul nou, printr-unul vechi. Dumneavoastră ați renunțat foarte ușor la asta. Păi da, dacă nu a fost a mea.
Adică eu, credeți că n-a fost? Nu, politica nu a fost? Nu, nu. Asta a fost un accident în biografia mea. Eu am dat 2 ani, știți, ca la armată, serviciului public și după aceea m-am retras. M-am retras fără niciun regret. Adică eu făceam afaceri, am revenit în afacere. Adică nu. Cei care sunt de profesie sau au visat și așa, evident că sunt captivi și atmosferei sau ecosistemului politic și încearcă să se ocupe. Dar dacă ai ceva posibilitatea să facem în viață, recomand să nu faci politică. Adică, și orice, da, într-o stradă, s-a apucat. De multe ori în politică, dacă ajung oameni care sunt asigurați financiar, au un business în care au reușit, ei vin și ai speranța că ei nu mai vor să fure, că ei vor într-adevăr să facă ceva pentru țară. Dacă vi s-ar face o asemenea ofertă acum, să reveniți totuși, să mai încercăm o dată să construim? Nu. Eu am spus-o și am spus absolut sincer. Eu, în primul rând, am o vârstă care într-un ultimul ciclu activ a vieții și vreau să-l dedic la altceva decât a face politică, mai ales în Republica Moldova. Doi, știu prea bine ce înseamnă asta și nu-i firea mea, nu-i ceea ce vreau să fac. Acolo, politica, dacă cineva își închipuie în naivitatea lui că se poate făcută cu mâinile curate sau nu știu ce, fără de compromisuri morale, nu neapărat să fur, dar tot timpul cum faci compromise. Faci compromise și asta e, dar eu nu trebuie să-mi fac. Deci nu. N-aveți de ce, am înțeles. Da. Aveți visuri nerealizate încă? Sigur. Dar eu nu visez. Acele-s vise. Nu visez. Ce să visez? Deja... Eu la 38 de ani am devenit prim-ministru. E o vârstă. 38 de ani. Firavă, da. Și asta nu e un avantaj, apropo, în vârstă. Da? Deci, dacă nici la vârsta asta nu mai ești, dar pari, atunci ai o problemă gravă. Adică nu mai poți astăzi să zici că par sau nu știu, să vrei. Ești ceea ce ești, adică visuri. Nu, eu nu visez. În afară de tablourile pe care mi le-ați arătat, îmi place foarte mult vederea din sufragerie. Asta este cel mai mare avantaj a apartamentul respectiv și e avantajul când ești în apartament. Adică ai posibilitatea să vezi mai mult în jur. E uimitor că ați ales să stați la apartament, pentru că în Chișinău se vorbește că e un Sturza, stai într-o casă de lux, din... Eu am aflat multe și mi-au arătat. Am aflat, permanent mi-arată casa mea la Chișinău, știi, care nu știu, un palat sau alt palat sau la București. Nu, e bine așa, noi am considerat că e mai intim, e mai sigur. Noi mult călătorim, am închis-o, am dat-o. Este deci, sigur. Ion Sturza nu stă în casă la Sol și nu are castel în Pipera și nici în Dorobanți. Da, trandafirii sunt mai sensibili și îi pachetăm cu folie. Cu... Aveți o floare preferată? Uite, cel mai mult îmi place în ultimul timp trandafirul ăsta. Se numește Beaujolais Iceberg. Beaujolais de la vinul, culoarea vinului de roșu la Beaujolais. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Primăvara aici, trandafirii, da? Asta este din colecția nouă, care am luat-o primăvara, vara asta, vreo 30 de ani. Și m-ați întrebat de locul meu preferat, e secret acolo, în capăt. Este un titlu de roman, Grădina Secretă. Da. Aici la mine era zona de roșii, de castraliet și m-am plictisit. Și anul ăsta am semănat, am cumpărat banal de la magazin semințe. Și le-am pus, nu, n-au ieșit așa de cum vroiam eu. La început eram foarte alarmat. Nu creștea și la un moment dat s-au explodat și a crescut. Așa este... e o sălbăticie frumoasă, exact, așa? Asta cum la țară. Eu vroiam să aduc semințe la țară, dar pandemia m-a încurcat și n-am putut să călătoresc în Moldova și am luat semințe de la bricostor. Și acum în partea aceea, la întotdeauna am o parte de grădină, dar acolo e chiar secretă, pentru că e zona mea de
relax, de sport. Da, uite ce, 3 metri. Extraordinar. Și asta s-a întâmplat în ultimile luni, da? Asta încă în iunie era 10 cm. Extraordinar. Asta au crescut iulie-august. Deci ați pus dragoste, se vede. Păi eu petrec o oră, o oră jumătate în fiecare zi aici. Florile, plantele ne simt. Fertilizare, irigare, protecție. E frumos, pentru că aici putea să fie beton. Fii? Da, așa... Că majoritatea e beton. A, mai pune un șezlong, mai asta e, dar noi avem grădina noastră. Când am pus pe Facebook trandafirii primăvara, nimeni nu credea că sunt din... la balcon. Zic, băi, la balcon. Cum la balcon? Că așa, la balcon. Sunteți un om fericit? Sigur, dar ce fericire? Nu știu, spuneți dumneavoastră, fiecare cred că are o definiție pentru el. Sigur că fiecare are. Te-ai trezit dimineața sănătos, mai scârță, mai asta ai, te-ai dus, ai văzut soarele, mai ferici. Din lucruri simple. Pentru că am văzut zilele astea, cineva și-a cumpărat un automobil extrem de extravagant, scump și așa mai departe. Nu era atât de fericit cum... Eram eu când am făcut 40 de kilometri în brânci pe munți, știi? Adică fiecare cu a lui fericire, știi? Deci un om simplu care, nu știu, i-a ieșit ceva frumos, sau un pictor care a pictat un tablou, e mai puțin fericit decât un om care a făcut 1 milion de euro.